Mi-a scos geaca de piele pentru filmul ăsta. Parasite. Foarte fucking bun. Ratingul legendar de Scuși Sabie. Filmul găsiți acum pe Amazon românesc. Știi care-i treaba? Lași un like, îți mulțumesc foarte mult. X-ul e acolo. Deschizi alt tab de browser. Dai tip, 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 îl vezi. Îmi mulțumești mai târziu, cu plăcere, și cei care rămâneți, apreciez. Nu o să vorbim de spoilere, dar bine ați venit. Am auzit chestii de filmul ăsta de prea mult timp, câteva luni deja. Mai ales la mine pe Discord, am niște copii din ăștia care se uită numai la filme de Tarkovski, Târgoviște și Lucian Blaga și înțelege și eu le spun, bă, dar Avengers nu vă place. Cred că de asta am început să urăsc Avengers. Și am zis, ok, la un moment dat o să-i acord timp. Am văzut Joker și pentru mine Joker este un film de 9.30. Unul dintre cel mai bune filme pe care le-am văzut în viața mea și cu siguranță este cel mai bun film de anul ăsta. Un singur film pentru mine este de 10 și ăla nu vi-l spun, va trebui să-l ghiciți. Aveam așteptări de la Parasite să fie de 9.50, 9.80, chiar la cât era de lăudat și la Palme de Or și toate festivalurile astea și nu este rău, nu. Din nou, este un film de 9 pentru mine, ratingul legendar, dar este un film pe care ar trebui să-l vezi. Vorbesc serios. Dacă ți-a plăcut Joker și ți-au plăcut alte filme bune anul ăsta, Midsommar, poate ai văzut care a fost ok, Midsommar, cred că ar trebui să vezi Parasite. Nu cred, îți mai mult ca sigur. Pentru că este un film foarte deștept, este un film corean și regizorul are antecedente că face filme bune. Pe drept, filmul e chiar bun. Povestea e simplă. Avem o familie, am vrut să zic avem fomiști, dar avem o familie de fomiști. Sunt foarte săraci, mă înțelegi? Sunt foarte săraci. Este adolescent, băiatul, fata... Da, ăștia doi sunt frați, surori, nu știu, este părintele și este mama, o familie de 4 persoane. Ei sunt foarte săraci, trăiesc într-o locuință în puii mei la subsol, din aia, nasoală. Când vine sus mașina cu pesticid, știi, pentru gândaci, ei lasă geamul deschis, lasă bă că e pesticid gratis, ajunge și la noi omorând gândaci. Ei iau cartoane de pizza... cutii de pizza și le închid, le refac, știi, le aranjează și le vând la pizzerie înapoi ca să facă un ban. Sunt atât de săraci că nu au wifi, se duc în baie, se cațără sus pe un pult și stau cu telefonul ca să prindă wifi de la o cafenea ca să intre pe WhatsApp. Sunt foarte săraci. Unul dintre ei are un pretenar. Pretenarul ăsta pleacă din Coreea, pleacă undeva, are... Nu știu, pleacă el să-și dea seama ce face cu viața lui, irelevant, da? Ce este important e că pretenarul îi spune lui băiatul ăla, că v-am spus că sunt doi copii, da? Îi spune, auzi, eu dau lecții unei familii de bogătani, unei fetițe, altă adolescentă. Eu nu pot să mă ocup de ea, că plec, dar îmi și place de ea, sunt îndrăgostit de ea. Când mă întorc înapoi vreau să o cer în căsătorie. Și am încredere în tine că tu ești prietenul meu, de aia nu apelezi la nimeni, că te duci tu și ești, cum îi spune mă, când tutore, cum îi spune? Când dai lecții. Am lapsus acum la cuvântul ăla, știi când te duci și tu te duci acum, că știu că ești pe drum și iei lecții pentru bac. Dar am uitat cum îi spune mă, meditații. Meditații, da, profesor de meditații, da? Și ăsta spune, ok, hai că mă duc eu, poți să ai încredere în mine și o să țin eu, o să fac eu cu ea meditații de engleză. Când ajunge acolo, vede ce bogată e familia asta. Și de acolo începe un plan, nu vreau să vă spun. Atât. Va ajunge. Cât să fiți curioși. Familie săracă, familie bogată, unul intră în familia bogată. Pentru că îi dă meditații lui aia. Va ajunge. Nu vreau să știți mai mult, oricum v-am spus de la început să închideți și să vedeți filmul. Va ajunge. E foarte fucking bun. Când vine vorba de actor, nu recunosc sau știu pe nimeni. Bătrânul nu? Nu, am vrut să zic că bătrânul pare că e ăla din Old Boy, dar nu cred că el. Dar oricum, toți actorii mi-au plăcut. Vreau să mă gândesc la un actor care nu prea mi-a plăcut, dar sincer, nu văd nici unul. Mi se pare că toți au fost pioni în această poveste și toți și-au jucat rolul extraordinar.
interesanți, captivanți, dialoguri livrate foarte bine, totul mi-a plăcut când vine vorba de actori. Plus că, știi, ai o familie de săraci, 4 persoane. Asta poate să devină foarte ușor generic, că toate 4 persoane vor bani, da, ăsta e pentru că nu au, și poate să devină foarte ușor gen fiecare personaj să fie tras la Xerox. Nu este. Fata știe câte ceva, nu pot să vă spun ce skill are. Băiatul și el știe câte ceva. Tatăl și el are manevra lui. Mama și ea are manevra ei. După aia trecem la familia de bogătani, nici ăia nu sunt la fel. Au un copil mic care e mai zălău. Ululu, sunt copil mic, sunt geniu, pictez pe pereți, ululu. Fata care e mai anxioasă, timidă și atâta. Mama care trăiește în castelul ăsta, dar parcă nu îl merită sau nu e atât de mulțumită cu viața ei, chiar dacă trăiește în castelul ăsta. Și tatăl care este capul familiei, este mare afacerist, domnul Parker, știi, el. Mi-a plăcut că mă uitam, dacă vorbea un personaj, nu mi se părea că, ok, de ce îmi spui asta că mi-a spus-o personajul ăla alt care a fost înaintea ta? Nu, eram, ok, te ascult. Interesant ce faci tu acolo. La sfârșitul zilei, pentru mine, Parasite a fost un film extraordinar. L-am văzut, era după mează, cred că când l-am văzut. Și când s-a terminat, eram, wow. Asta a fost o experiență. Nu m-a lovit atât de tare cât m-a lovit Joker. Dar, din nou, sunt două filme complet diferite. Da? Nu le compar, ci doar spun că, na, Joker a ieșit anul ăsta. Pe Joker l-am lăudat foarte mult și cu Joker este în competiție pentru cel mai bun film al anului. Dar nu sunt două filme la fel. Dacă compar cu It 2, iară, din nou, nu înțelegi. Dar, când am ieșit de la Joker, m-am simțit murdar. V-am spus, știi, că a fost o secundă în care, bă, ce film bun. Nu mă simt bine. Ar trebui să fac un duș. Mă simt murdar după filmul ăsta. Și asta a vrut filmul. Înțelegi? Când am terminat filmul ăsta, eram, asta e deștept. Am simțit că filmul a vrut să-mi arate, știi, cât e de deștept. Ceea ce, mi-a plăcut. Nu e o, știi, un minus. Era, interesant. Bravo. M-ai surprins. Că vă spun sincer, povestea credeam că merge în total altă direcție. Nu pot să spun care, că n-aș spoilere, dar hai să spunem că era legat de prietenul ăla care, atât. Ăla care i-a oferit oportunitatea, atât o să spun. Și când m-a surprins că a luat-o pe o totală altă, 180 la un dat, altă direcție, eram, ok, unde mergi cu treaba asta, tinere? Filmat? Foarte bine filmat. Am câteva plângeri la chestia cu filmatul, da, o să-mi scot lista de, o să formularul. Înțeleg că atunci când e filmată familia, știi, de săraci, este foarte murdar, este o corecție de culoare foarte galben, verde, închis, așa, iarbă în apă, știi, cu noroi, este foarte, înțeleg asta. Și la începutul filmului sunt foarte multe cadre, dacă te uiți atent la începutul filmului, regizorul parcă mișcă camera foarte mult sau cadre, știi, care se rotesc de sus sau gen dintr-o parte sau close-up-uri interesante sau wide shot-uri unde lumina e perfectă, mai ales pe stradă. Dar pe parcurs observ că, ok, te-ai obișnuit cu corecția de culoare, dar nu se mai mișcă camera atât de mult. Sunt foarte puține situații în care o să mai vezi un cadru interesant. Pentru că sunt momente când cineva stă sub o masă, cum face asta interesant? Sau când cineva urmărește pe cineva pe un hol, cum face asta interesant? Și am impresia că a dat peste câteva, știi, blocaje unde, mă, asta e, așa o filmăm, că asta e, nu am cum să o fac special. Și se vede asta, când se întâmplă ceva după mijlocul filmului, erai foarte special la început. Midsommar, de exemplu, nu e un film, e un film foarte bun, din nou, da, dacă ați văzut review sau dacă l-am scos deja, dar filmul ăla e nebun cu camera. Filmul ăla întoarce camera pe dos, o rotește, e super filmat. Gen close-up-uri sau subiectul în față sau subiectul în spate și după aceea, bum, sare peste. Gen, filmul ăla e nebun cu camera. Ăsta era, ok, o să fie un film foarte nebun cu camera la început și după aceea s-a întâmplat ceva, nu știu ce s-a întâmplat. Da, povestea îmi place, povestea cred că
ridică filmul ăsta cel mai mult. Că povestea e foarte interesantă. Dar nu este o poveste pe care poate n-ai mai auzit-o. Nu este, bă, cum de s-au gândit la asta? Nu, este o poveste faină. Ai mai auzit-o, nu spusă așa, ceea ce e foarte important. Și au dus-o într-o direcție foarte deșteaptă. Bravo lor. Mi-a plăcut. Superb. Este cel mai surprinzător film al anului. Sunt câteva pe care nu le-am văzut, cum ar fi Lighthouse sau Uncut Gems, de la care aștept foarte mult și probabil nu o să le văd anul ăsta, că România și până apar și probabil nu apar nici pe internet, așa că va trebui să aștept până prin ianuarie, februarie să văd astea două. Asta e. Îmi pare rău că nu pot să le pun și pe alea două în top, că știu sigur că măcar unul dintre alea două m-ar fi impresionat foarte mult. Din nou, ăsta este un film de care nu o să auzi așa de mult, dar aș vrea să-l vezi. Nu e de groază, eu nu m-am uitat la un trailer sau ceva, nu te uita nici tu, eu am crezut că e de groază. Cam Corea, Parasite, am văzut posterul ăla cu nenea ăla, sigur e ceva de groază, preia mințile, nu știu ce, nu e. Uită-te la el. Pentru mine Parasite primește ratingul legendar de scut și sabie. Ai văzut Parasite? Ce crezi tu despre el? Subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.